Ein Videoclip cu un joculeț nou cu auto care de mai ce continui. Vedeți aici foarte frumos că eu am un auto, am două autocare și am trei culori, trei feluri. Le-am făcut din curse. Așa le spune curse. Dă mai departe. Aici eu am mai jucat înainte să văd care-i treaba. Putem să setăm pe ploaie, dar eu nu, mie nu-mi place ploaie. Zi după amiază, nu, zi după amiază sau noapte. Eu am să aleg după amiază și am să încep. Nu uita să apăsați butonul de like. Și să vă abonați. Unul dintre voi care vă uitați acest videoclip, nu știu să-l spuneați, deci abonați-vă! Să începem! Prima stație în apropiere. Imediat ajungem. Ajungem, deschidem ușile. Și avem și claxon. Și acum am să închid ușile și am să pornesc la drum. Când e semafor roșu, ca orice om normal. Săgețile alea stânga-dreapta e semnalizările. Am să punem puțin stop. Dacă dăm pe acest scaun, putem să-l modificăm. Sus, sus de tot. Aici este la cât de îndepărtat. O să dau reset, adică normal. Am să pornesc acum. Fix când s-a făcut roșu. Dacă pierdeți timpul făcând asta, nu e bine. Pentru că vedeți acolo sus, în dreapta, XP-ul care l-am strâns, că am băgat oamenii într-o mașină. Acum așteptăm. Mergem. Până la următoarea destinație. Adică acest joc există un finish. Doar că este un pic mai departe. Eu sunt la level 9 și e un picuț mai greu. Și dacă intrați în stâlp, e ceva ce nu trebuie să se întâmple. Vedeți acele lucruri roșii de acolo? Acolo sunt ușile. Dacă vreți, puteți să deschideți una sau chiar niciuna. Dacă deschideți niciuna, nu se intre pasageri. Eu, la început, când m-am jucat acest joc, nu știam că trebuia să deschid ușa. Și așa pasagerii n-au intrat. Aici avem farul și locul și aici avem harta. Aici am harta și mi-o pune fix pe ecran. Am pornit un mod ca să bage mașini să meargă pe stradă. Nu, am trecut pe roșu, vedeți ce scrie acolo? Și mi-a scăzut din XP, dacă ați văzut. Aici sunt farurile.
Eduardo le gusta tenerlo. Se farò perché questo domo dure. Se le pone. Io non sono mai buon conducatore di macchine, ma non sono mai professionista. Și acum intră lumea. Am pornit ceva. Închidem ușile și plecăm la următoarea destinație. Oh, nu, s-a făcut roșu. Fiți atenți și la asta că vă scade din XP. Și cu XP-ul ăla puteți să strângeți cheițe ca să deblocați următoarea autocar. Și tot așa. Și există să are și niște culori să vi le dea, să vi le deblocheze. Doar dacă mergeți și ajungeți la finish. Jocul ăsta e gratuit, puteți să-l găsiți oriunde. Eu am o strategie să merg mai în față cu ăsta ca să ia mai puțin să vină oamenii înăuntru în auto, ca să pierd mai puțin timp și să ajung cât mai repede. Bine, acest ca și să zicem cursă, să zicem, nu e pe minute sau pe timp. Dar vreau eu să-l termin mai repede. Ca să puteți să vezi și al doilea autocar deblocat. Uitați ce se întâmplă dacă intrați într-un stup. Oamenii o să fie căzuți pe jos și mi-a scăzut și din XP. Voi trebuie să dați bara asta până aici, dacă ea este aici. Oamenii de rupă. Să știți că trebuie neapărat așa. E bun. Puteți să faceți și o poză, dar am să-i dau continuu. Telefonul ăsta puteți să-l găsiți pe telefon acest joc. Ajungem imediat la destinația acolo. Dacă nu aveți chef, puteți să oculiți semaforul ca să nu mai vă scoate. De-aia vreau să mă urmă, ca să mai... eu merg normal doar atunci când nu fac episoade. Da, nu mai e și șmecheria. Uitați, dacă îl puneți mai în spate, oamenii o să ia mai mult. Scrie 3 pasageri, este 2 pasageri. 2 oameni a ieșit și 3 a intrat. Scrie fix jos. Eu l-am pus mai dinainte, că nu am chef să pierd timpul. Am ajuns, deschidem ușitele fain frumos și avem 100 de XP. Ne-am descurcat bine în prima zi de muncă, totuși. 112 acum. Încep să mă pricep în a 10-a rândă jucată de mine. Eu am jucat și cu a doua mașină. Dar am deblocat-o mai târziu. Asta vă dă gratuit. Adică începeți jocul și vă dă. La început va fi mai greu. Puteți să alegeți pe volan să o conduceți sau pe săgeți, cum o conduc eu acum. Eu am condus-o și pe volan și n-a fost cine știe ce.
Așa că rămân cu felul de a conduce cu din asta. Închidem ușile și plecăm pe drumul. Și dacă intrați într-un om de pe stradă și ăla vă scade din XP și zice, oh, și trebuie să faceți la fel ca la și pasagerii dinăuntru când cade. Doar că când cade pasagerii dinăuntru, ăia scoade mai mult XP. La semafor, când e roșu și treci pe roșu, scoate doar un XP. Vezi, am 131 de XP și mi-a scăzut din cauza că am intrat în acel stâlp. Sau ce-o fi el. N-am fost atent. Eu am să scurtez drumul. Chiar dacă nu merg azi, am să încerc să mă mișc mai repede ca de obicei. Și am intrat într-un om de pe stradă. Aceeași fază, doar că stai de pe stradă. Oh, nu, iar. Doar că nu e același. Deschidă musurile și, din fericire, amândoi sunt pe jos. Ceilalți pasageri așteaptă ca să ia alți jucători. Unii oameni au nebunit la mine mașină. Hai, pornește-te, măi, mașină. Hai, s-a făcut roșu. Am să trec pe roșu ca să scad mai din timp. Deja 12 minute de când filmez și de-abia nici prima rândă n-am ajuns. S-ar putea să nu mai merg cu al doilea autocar. Uite, vedeți? E finish. Doar că eu nu o să intru acum la finish ca să aștept să ia și oamenii ăștia. Aoleu. Nu e de bine. Am să revin când s-a făcut bine. Nu am reușit să rezolv această problemă, deci așa că am să dau să ieșim din cursă între ghilimele. Și nu am reușit să... Dacă dăm aici la astea, vedeți, oamenii, aceste mașini, vedeți cele trei mașini, puteți să le punem pe hartă sau nu. Volan, puteți conduce sau puteți să rotiți telefonul într-o parte în alta. Sau să mergeți pe săget, cum mergeam eu. Și este un pic mai complicat asta. Deci, cam atât în videoclipul azi. Nu uitați să apăsați butonul jos și ne vedem data viitoare. Pa, pa!